Vasile Dumitraș întreabă care este diferența dintre pielea tăbăcită vegetal, cea semi-vegetal și cea tăbăcită minerală. Ei bine, în tăbăcirea minerală se folosește bazocromul, iar în tăbăcirea vegetală se folosesc extracte de scoarță de copac, rădăcini, castane și altele. Rezultatul este în felul următor. Pielea tăbăcită minerală este mai moale. Aici avem articolul Crazy Horse pe culoarea neagră. Pielea tăbăcită vegetal este mai tare. Aici avem un articol cu un finisaj transparent. Iar pielea tăbăcită semi-vegetal împrumută din caracteristicile celor două. Seamănă mai mult cu o piele tăbăcită vegetal, însă este mai moale. Și din această cauză pielea tăbăcită semi-vegetal nu se poate sculpta ca cea tăbăcită vegetală. Urmărește canalul meu de YouTube pentru a vedea și alte videouri. Lasă-mi întrebarea ta, promit să revin cu răspuns.